putem rezolva probleme cu ajutorul ecuațiilor. Presupunem că lucrezi într-un depozit de fructe ca manipulator și urmează să distribui lăzi de mere și struguri către reprezentanți de la diferite supermarketuri. Unul dintre aceștia îți solicită 130 de lăzi cu struguri. Potrivit stocului existent, în depozit sunt disponibile 300 de lăzi care conțin în total 13.800 de kilograme de fructe. Doar că din păcate tu nu ai acces la informația privind numărul de lăzi cu struguri și cel de lăzi cu mere. Știi doar că o ladă cu struguri cântărește 40 de kilograme, iar o ladă cu mere cântărește 50 de kilograme. O variantă ar fi să te duci repede în depozit să numeri lăzile cu struguri, dar lăzile sunt amestecate și ar dura foarte mult timp să le numeri. Clientul tău așteaptă răspunsul cât mai repede. Crezi că poți onora comanda? În asemenea situație, răspunsul așteptat poate fi aflat ușor cu ajutorul unei ecuații, în timp ce clientul tău poate servi o cafea. Notăm cu X numărul lăzilor cu struguri, care cântăresc în total 40 ori X kilograme. Numărul lăzilor cu mere este 300 minus X, care cântăresc în total 50 ori 300 minus X kilograme. Numărul total de kilograme este 13.800 egal 50 ori 300 minus X plus 40 ori X ecuația cărei soluție ne dă numărul de lăzi căutate. 13.800 egal 15.000 minus 50 ori x plus 40 ori x, 10 ori x egal 1.200, de unde x egal 120. Reiese că în depozit sunt doar 120 de lăzi cu struguri. Prin urmare, nu putem onora integral comanda curierului. Ecuațiile te mai pot ajuta să rezolvi și alte probleme practice cu care te poți întâlni în viața de zi cu zi. Iată de exemplu cum a rezolvat o problemă proprietarul unui complex turistic. Elevii cazați în acest complex au un program participare la un concurs de not Bazinul de not din cadrul complexului turistic este alimentat de trei robinete. Proprietarul știe că primul robinet poate umple singur bazinul în 24 de minute, al doilea robinet poate umple singur bazinul în 20 de minute, dar nu știe în câte minute ar umple singur bazinul al treilea robinet. Știe însă că împreună cele trei robinete pot umple bazinul în 8 minute. Proprietarul hotărăște că va umple bazinul cu 30 de minute înainte de începerea concursului. În momentul în care deschide robinetele, constată că primele două sunt defecte și doar al treilea funcționează. În aceste condiții, în care mai sunt doar 30 de minute până la începerea concursului și doar cel de-al treilea robinet funcționează, mai sunt șanse să înceapă la timp concursul? În timp ce robinetul al treilea curge, pentru a-și reduce stresul produs de această situație, proprietarul vrea să afle cât mai repede dacă bazinul se va umple în aceste 30 de minute. Așadar, dacă primul robinet umple singur bazinul în 24 de minute, atunci, într-un minut, avem doar 1 supra 24 din bazin cu apă. Dacă al doilea robinet umple singur bazinul în 20 de minute, atunci, într-un minut, avem doar 1 supra-20 din bazin cu apă. Dacă al treilea robinet umple singur bazinul în X minute, atunci, într-un minut, avem doar 1 supra-X din bazin cu apă dacă cele trei robinete funcționează simultan, într-un minut avem doar 1 supra 24 plus 1 supra 20 plus 1 supra X din bazin cu apă. Știm că împreună cele trei robinete pot umple bazinul în 8 minute, adică dacă cele trei robinete funcționează simultan, într-un minut avem doar 1 supra 8 din bazin cu apă. Obținem ecuația. 1 supra 24 plus 1 supra 20 plus 1 supra X egal 1 supra 8 rezolvăm ecuația. 1 supra x egal 1 supra 8 minus 1 supra 24 minus 1 supra 20 rezultă 1 supra x egal 1 supra 30 de unde x egal 30. Am obținut 30 de minute, timpul în care al treilea robinet care funcționează poate umple singur bazinul. Deci, concursul de not va începe la timp, iar proprietarul a răsuflat ușurat știind clar că nu vor exista participanți nemulțumiți. Te așteptăm cu drag la următorul tutorial despre noțiuni din matematică. Fii generos și împărtășește informația cu ai tăi colegi și profesori.